În anii 80, România comunistă nu era doar o țară izolată, ci și un pionier în tehnologia calculatoarelor, cu Felix în fruntea inovației. În fiecare județ românesc, un institut de tehnică de calcul își deschidea porțile, pregătind specialiști în programare și mentenanță. Calculatoarele HC85 și HC90 ne introduceau în lumea limbajului BASIC, iar jocuri precum Saboteur și Mario captivau imaginația tinerilor. Dar nu doar în țară făceau furor calculatoarele Felix. Am fost printre primii care am vândut în China calculatoare de generația a treia, calculatoare Felix, și au venit grupuri mari de chinezi aici, care au fost pregătiți ca ingineri de sistem, își amintește dr. Marius Guran. Xu Feihong, ambasadorul Chinei, confirmă: calculatoarele românești au fost folosite în academiile de știință, în universitățile, fabricile și întreprinderile din China. Și cum a primit numele de Felix această tehnologie românească? Licența, cumpărată de la francezi pentru calculatorul Iris 50, s-a făcut cam în același timp cu cea pentru fabrica de automobile de la Pitești. Și cum fabrica de automobile a primit atunci denumirea de Dacia, proiectului de calculatoare i s-a atribuit numele de Felix, explică Vasile Baltac, director științific la ITC. Astfel, Felix și Dacia deveneau numele copiilor lui Decebal, regele dacilor. Calculatoarele Felix, mai mult decât o tehnologie, au fost un simbol al ingeniozității și al spiritului inovator românesc. Din păcate, de peste 30 de ani, România nu mai produce calculatoare. Fosta fabrică a fost vândută, iar pe terenurile ei s-au construit blocuri. Mai are vreo șansă România să revină în tehnologia de vârf, să producă calculatoare, telefoane, tehnologie de ultimă generație? Voi ce credeți? Una dintre armele letale folosite în prezent de ruși, dar și de ucrainieni pe frontul din Bahmut, drona terestră Kamikaze, își are origine într-o invenție brevetată în al doilea război mondial de un român, savantul Calor Prâzbila. Mina autopropulsată Goliad a făcut ravagii pe câmpul de luptă acum 80 de ani. Rușii au dus în Ucraina o mină explozivă antitank botezată AV-042, dronă terestră care cântărește 7 kg și care poate distruge un tank cu explozibilul de pe ea. Și ucrainienii folosesc o dronă terestră Kamikaze împotriva tankurilor, cunoscută sub numele de Ratel, un mini-robot derivat tot din tankul Goliad dezvoltat în România. Cele două drone au la bază proiectele tankului Goliad, cu mine montate pe un șasiu pe roți dezvoltat de savantul român Karol Prizbala, ucenicul și prietenului Albert Einstein. Rușii ar fi construit propria versiune de dronă după ce au furat proiectele de la Osimul românesc în anii de după al doilea război mondial. Mina autopropulsată Goliad a fost inventată pentru armata germană de Karol Prizbala și a fost folosită intensiv în timpul războiului. Goliad putea fi folosit pentru curățarea câmpurilor minate, așa cum a fost pe frontul rusesc, pentru demolarea apărării inamice sau în cazuri extreme ca arma antitank. Goliad cântărea 365-430 de kg, funcție de versiune, și transporta 60 până la 100 de kg de explozibil cu mare putere de distrugere. Avea scopuri multiple, distrugerea tankurilor, perturbarea formațiunilor dense de infanterie și demolarea clădirilor sau a podurilor. Dronele terestre Goliad erau dotate atât cu motoare electrice cât și pe benzină și au fost produse din 1942 în peste 8.000 de exemplare. Faima acestor drone era atât de mare încât au fost pomenite și de Sven Hassel în romanul Lichidas Parisul, când Hitler a dat ordinul să fie distrusă capitala Franței. Meritul inventatorului român a fost recunoscut și de ruși, care scriau în lucrarea Vehicul cu telecomandă Goliad din 5 octombrie 2018 că România a proiectat și construit propriul model de mină pe șenilă telecomandată, cunoscută sub denumirea de Goliadul românesc. În lucrarea rusească publicată în 2018 se spune că varianta românească era semnificativ diferită de cea germană. A avut unele îmbunătățiri funcționale, deoarece șasiul proiectat în România i-a permis să traverseze tranșee și cratere mult mai bine decât omologii săi germani. Dincolo de Goliad, Karol Prizbala a fost autorul a zeci de invenții, printre care avionul cu reacție prin arderea gazelor din 1932, turbina cu combustie internă în 1958 vândută de statul român concernului american General Motors, termocompresorul frigorific cu circuit închis 1959, motorul eliptic fără bielă vândut de statul român Japonii și folosit la celebrele motociclete japoneze, arma defensivă antitank Goliad declarată secret de stat.
Dincolo de aceste invenții, Savantul a mai proiectat un aparat biomedical care ar fi vindecat cancerul. Nicolae Ceaușescu ar fi scăpat de cancerul la prostată cu acest aparat. În 1993, aparatul a fost prezentat și a primit medalia de aur la Târgul de Inventică și Inovații de la Nuremberg. De atunci, din păcate, nu se mai știe nimic de el. Carol Prisbila a murit la 94 de ani în București, fără ca meritele lui să fie recunoscute. Puțină lume știe că prima fabrică de autovehicule a fost fondată la Arad în 1908. De-a lungul timpului, numeroși ingineri români s-au făcut cunoscuți pentru invențiile și prototipurile lor. Aurel Perșu a intrat în istorie la începutul anilor 1920. A creat un automobil revoluționar cu forma aerodinamică a picăturii de apă în cădere, brevetându-și invenția în Germania la 19 septembrie 1924. Aurel Perșu s-a gândit că picătura de apă în cădere opune rezistența mică la înaintare și a încercat să facă un automobil după picătura de apă. Factorul cel mai important în construcția unui automobil este rezistența aerului. Forma aerodinamică însă cere neapărat ca motorul să fie pus la spate, unde este mult mai îngustă mașina. Deci forma este alungită, o formă de picătură de apă, o formă cu partea cu volum mai mare este la partea anterioară. Și nu s-a înșelat. Coeficientul aerodinamic rivalizează cu automobilele de astăzi. Automobilul inginerului român a fost dotat cu frâne pe saboți și avea o capacitate cilindrică de 1400 de centimetri cubi. A fost supus unor probe de anduranță parcurgând peste 100.000 de kilometri cu viteză maximă de 80 de kilometri pe oră. Transformarea aceasta cerea o modificare radicală a șasiului, și anume apropierea roților din spate. Era posibilă și eliminarea diferențialului și în același timp am căutat să studiez stabilitatea în curbă unui asemenea automobil și rezultatele au fost foarte bune. Mașina inventatorului român putea lua viraje strânse la viteza de 60 de km pe oră. Cu acest automobil, Perșu a circulat peste 120.000 de km. Automobilul a fost donat Muzeului Național Tehnic Dimitrie Leonida în 1969 și este în stare de funcționare și în prezent.